Prima știre este despre Gabi Enache și soția sa. Cei doi au dat nas în nas pe scările tribunalului. Deși Gabi este văzut ca principalul motiv al divorțului, se pare că tot el este cel care ridică și pretențiile. Mai exact, fotbalistul nu ar vrea să-i plătească pensia alimentară fetiței sale, de teamă că banii vor fi folosiți tot de încă actuala lui soție. Ba mai mult, în timpul căsniciei, Gabi și Mădălina au cumpărat un apartament, pentru care au făcut un împrumut bancar. Cu toate acestea, Mădălina este de acord să îi lase lui Gabi apartamentul, dar el nu vrea nici măcar să o despăgubească și să-i dea înapoi partea ei de bani. În privința custodiei, cei doi s-au înțeles ca fetița să rămână la mama ei și custodia să fie una comună. Subiectele moderne din această dimineață le vom comenta alături de Letiția Moisescu. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ai venit la noi! Bine v-a regăsit! Așadar, aceasta este știrea momentului. După ce că, oricum, a făcut-o de oaie, mai pe românește, după ce că și-a lăsat soția și fetița pentru o amantă care este momentan însărcinată, nici nu o lasă pe Mădălina Enache, încă soția lui, și o hărțuiește pe scările tribunalului. E probabil o plăcere pentru el. Știi că sunt persoane care se simt bine când hărțuiesc, altfel cred că nu simt că trăiesc, altă explicație nu există. Adică să ai o soție cu un copil și să mai ai încă una și un copil pe rol, asta denotă că probabil e o plăcere pentru el, că altă explicație nu există. Adică eu una nu văd o explicație logică. Bine, el se chinuie să și grăbească lucrurile pentru că amanta lui oficială este însărcinată și mai are puțin până când va naște. Bun. Dar cu toate acestea îi pune bețe în roate și soției. Exact. Nu vreau să dau apartament, nu vreau să despăgubesc, nu vreau să plătesc pensia alimentară. Mai mult decât atât, avem și o primă reacție a soției lui Gabi Enache și vă vom spune în câteva momente ce a avut de spus. Și a referitor la acest articol care a apărut în presă și care scoate la iveală detalii din divorțul lor. Da, în momentul în care faci o dată, nu știu, prima dată, până la urmă se spune că e plauzibil și că poți să greșești, dar totuși actuala, amanta, că nu e căsătorit, da, ar trebui să se gândească că la fel de bine poate să-i se întâmple și ei, ca și cu fosta soție. Adică dacă pe asta o hărțuiește și nu îi se, nu știu, legea i-a dat un drept că nu știu, au ajuns până în divorț, nu? Da, ei sunt încă căsătoriți. Ok. Încă nu s-a pronunțat absolut nimic. Bun. Pentru că, iată, cei doi încă mai au niște legea lucruri. Legea clar o să fie de partea ei, dar dat fiind faptul că nu cred că o să vrea să-i dea nicio pensie alimentară sau așa mai departe, ar trebui să gândească și actuala amantă că se poate întâmpla la fel, da? Că probabil el, cum spuneam la început, cred că așa e el construit. O să mai apară și a treia și o să devină a doua prima. A apărut și a treia amantă. Da? Pentru că foarte tare. I-a suflat amanta managerului de la FCSB. De ce acătă? Deci amanta a fost înșelată de o altă amantă. Hai să vedem ce spune și soția lui Gabi Enache. Mădălina Enache spune că da, am văzut articolul, este adevărat, cu pensia alimentară, ce să spun, el nu vrea să dea bani pentru fată decât să-i cumpere ce crede el de cuvință. Acum nu mai dă niciun ban, a făcut de 5-6 ori cumpărături din luna ianuarie până acum și cam asta e tot. Vorbim de un fotbalist care activează la FCSB și câștigă destul de mulți bani. Adică nu vorbim de un bărbat care nu ar avea bani. Deci asta nu ar fi... Asta înseamnă să fii un fotbalist, ești mai alunecos. Doamne ferește, acum înseamnă că toți sunt la fel. Dar își permit, au fete mereu în jurul lor, ele pentru faimă și să fie lângă cineva cu un nume, fac orice și ia câtă drept dovadă. Nu e un lucru rău că face cumpărături pentru copil și așa mai departe, dar totuși copilul ăla nu trăiește din ianuarie până acum doar cu niște cumpărături. Dar totuși de 5-6 ori. Vorbim de 5-6 ori, adică, nu de mai multe. Dar nu e nimic surprinzător. În ziua de astăzi foarte multă lume face chestia asta și de o parte și de alta, nu trebuie să condamnăm doar partea masculină, însă e destul de trist, pentru că singurii care au de suferit sunt copiii, clar. Da, dar... și aici este o bătălie tot pentru copil. Pentru că Enache vrea custodie comună, lucru pe care nu și-l dorește sub nicio formă Mădălina. Probabil din cauza că știe că e un copil pe rol, probabil din cauza că știe că mai vine încă o amantă din spate, probabil că sunt atât de mulți factori și își dorește ca acel copil să crească într-o armonie și să nu astăzi vine tata, ea e Mădălina, mâine vine tata, ea e Cristinuța, adică nu e ok, sincer. Cum e posibil când tu nu-ți plătești pensia alimentară, dar îi cumperi mașină amantei, o duci în vacanțe
destul de exclusiviste în destinații exotice și să nu-ți pese bun. Ai ce ai cu mama copilului tău. Da, exact. Dar acel copil, copilul, până la urmă, totuși, ce vină are? Ce fel de bărbat ești tu și ce fel de caracter ai? Asta e marea greșeală a tuturor bărbaților la o anumită vârstă, părerea mea asta este, și mai târziu își dau seama, conștientizează, copiii cresc, da? Și în momentul în care se maturizează, vine ziua în care îi spune, da, tată, dar tu ai făcut asta. Și ei nu-și dau seama că o persoană de tranzit, să zicem așa, că nu toate rămân, ia câtă drept dovadă, nu contrabalansează, da? Un copil e copilul tău, e sângele tău și când vei îmbătrâni, vei avea nevoie de acel copil. Dar uite-te că la ora actuală foarte mulți fac greșeala asta și pun înainte plăcerile, ca să spunem așa, înaintea priorităților un copil care totuși e o responsabilitate, da? E o responsabilitate pe care, din păcate, Gabi Enache nu și-o asumă. Merge